Hai, bună ziua, oameni buni! De ce ne-ai adus-o pe bunica? Vine și ea și bunica. Ți-a spus? Ți-a spus bunica la mulți ani de ziua copilului. Mi-a zis, nu te-a pus pe Facebook. Și eu am zis la nepoței mei, la copiii mei, la mulți ani, azi de ziua copilului. Bucurie, fericire, să vedea Dumnezeu, sănătate multă și la toată lumea și la toți copiii și nouă la ei bătrâni. Să fim sănătoși și la pungă groși. Iar vine ploaia, Doamne! Las că nu mai vine astăzi, e ziua copilului. Da. Am povestit pe blogul meu, nu mai continuăm povestea, gata, trebuie să înțeleagă toată lumea. Așteptam, din păcate, aveam de gând ceva cu pardon, cum am zis pe vlogul meu, copiii, să vină la noi, dar am înțeles. Unde e Leonardo? Am înțeles, e la Iarbă Verde, nu e acasă. Da, s-a dus la Iarbă Verde. Asta e. David, să nu pici! Îmi pare rău, am vrut să prind copiii să-i duc undeva, dar din păcate e cu tatălui. Da, Alex și Leonardo sunt cu ursul la Iarbă Verde. Da, și cu Anca. Da, cu Anca, cu ursul, asta e. Și am preferat, dacă nu sunt acasă, să beau o bere, mâncăm ceva, la familie. Hai noroc, la mulți ani, la toată lumea. Hai noroc că toți știu că azi sunteți liberi și toată lumea bea o bere sau un whisky sau un coniac sau știu ce. Hai noroc și la mulți ani. Cu berică. Dă-te jos! Ma, ce? Unde am găsit berea? La magazin, în spate. Ce bere cântea? Nu, 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 nu filmez. Gata! Faci celular? Ce mănânci acolo? A înghețată? Da. A înghețată mănânci? Da. A înghețată. Mănânci a înghețată. Ce ai? Câteana... Dacă tu nu mai scoți și pe mine, de la prăjitul ziua copilului Câteana... ea. Câteana mănâncă înghețată, că stă cu maică sau acolo, când vine și mama mea, ai văzut că și eu stau cu mama mea. Fiecare cu mama. Azi toate, toți copiii trebuie să stea cu mamele lor. Așa cu mămica ta. Păi azi de ziua copilului... O iei în Franță pe mămica, păi dar păi aia zic că azi e ziua copilului și mama a fost la mine, mi-a zis la mulți ani, pe care a venit și maică-sa. Păi da? Așa-i frumos. Da, a venit să-i spună la mulți ani și... Ea e pe avion. Mănânc de înghețat acolo și eu beau bere. Da. De ce să facem azi? Am zis și eu la mulți ani la toți copiii, și nouă, și vouă, și la toată lumea. Dar dacă beau berile astea două, deja o iau pe ulei. Da, de la două beri. Mamă, da, merge berea? Cu sare. Cu sare, dar sare de aia, de mare. Corcodușe îți mai trebuia. Asta e sare bio. David! Cum îi spune Mădălina, că am uitat la sarea aia bio, aia de, de mare, cum, nu? Cum îi spune? Cum era odată, uite. Sare e odată. Exact, nu știu. Asta chiar e bună. Mamă. Și acum mergi. Și hai, mă, ce să ne faci. David, dă-te jos de pe mașină. Știți cum beau, prieteni? Mamă, uite sarea. Haide să vă spun, mă fac poftă ca să beți și voi, prieteni. Nu mă înjurați. Dar încercați și voi acasă, ca și copiii să nu încercați acasă. Puneți sare și dacă nu fie așa, bine, unii știu, dar vă spun și eu, prostia mea, poate că e prostie. Puneți sare pe... Păi nu e prostie, că așa se face în toate... Păi știu. Cluburile. Păi da, dar uite cum. Se pune sare. Pardon. Și eu, de sarea de pe pahar, o țin sub limbă și beau până se topește.
sarea asta, când pun acum pahar, o țin exact sub voi. Mare, deci, prieteni, încercați și voi acasă și lăsați în comentarii. Deci țin berea, beau, până se topește sarea. Bești, Lucan Pian? Eu beau în Franța. Da, la parle français. Da, stai să spun, am uitat. Îți spun acum sau îți spun acolo? Adică? Tu mă duci la Franța, cum o duce ăla, zi, fată. Nu, nu, stai. Toate. Nu, ăla care s-a însurat acum. Care cântă, care prezintă la bucătari. Asta e de soare, nu e soarele alea. Smiley! Smiley! Am auzit că Smiley se duce și el în vacanță la Rula de Mie. Smiley, vă întâlniți acolo. Se duce în luna de miere în Franța? Da. Băi, lasă-mă, dar bine, se duce la Paris. Da, nu avem vreo 300-400 km de acolo, mergem și noi. Poate ne întâlnim. Ne întâlnim în intersecție așa cu el. Cu Smiley, da. Și salut. Cred că Smiley ne cunoaște, mai ales pe mine. Da, fanul vostru. Este fanul nostru, știți de ce? Pentru că el chiar a fost la nunta lui Lumina și la Urs. Ia ochelarii, iar te jură, prieteni. Pentru că e soare. Soarele, îmi cer scuze, am oare am pus. Da. Pe bune că chiar Smiley atunci era el atunci copil, era atunci prima dată început. Chiar a cântat. Păi n-a cântat la nuntă. Fosta nuntă. Auzi, fosta nuntă. Cum fosta da, nuntă? Fosta nuntă. Fosta nuntă. A fost nuntă și va rămâne nuntă. E cu muzica asta, ușoară, pop rebel. Și l-a adus pe Smiley cum dansa el atunci, cu muzică pop. Era de mult. Atunci a fost nouă melodia cu Mr. President. Care? Aia cu Mr. President. Da, prieten. Ce frumos e când bei acasă, dar n-am pus cine, o să mai vină cineva să-i dau bere. Aia mai luat de la magazin doar că și-mi sară. Nu vine Florin. Și Florin nu se simte bine. A zis că vine peste jumătate de oră. Nu știu, amețește. Și se depune așa o ceață pe ochi și nu vede bine. Exact ce v-am zis eu. Dar eu dacă stau pe telefon, nu văd bine și se depune ceață. Dar el nu știu, nu înțeleg. Cred că mă gândesc să nu fie de la glandă. Probabil, că el a mai avut așa. Păi da, dar el a mai avut, dar cred că trebuie să meargă să-și dea analizele și asta cu glanda. Mă gândesc că e mare. El nu mai are tratamentul. Ia, dar el nu o ia, nu ia cum trebuie. Cred că ar trebui să mărească doza sau să o... Să o micșoreze. Da. Eu deja știu cum. Eu... Am început cu 100, am luat 2-3.100 și după aia când am văzut că merg bine, după 3.000 am redus. Iar 75 acum. Ce? Cine? Trecut și s-a făcut praf. Cine era la mine? Trecut cineva pe stradă și s-a făcut praf. Lumina era ce? A, plecă cu mașina. Da, pleca lumina. Dar ce, care e problema? Nici numele tău să nu spun. Sau ce? N-am voie să te strig? Nu. Bine, nu vrei să apar pe vlog. Bine, poți să vorbești, să spui nu, da, vrei, nu, asta e. Mai târziu, dar din Franța promit eu la prieten că fac vlog cu tine. Pe cea mai mare terasă și cea mai mare șmecheră, cea mai șmecheră. Cea mai mare șmecheră. Cea mai mare șmecheră terasă. Acolo stau așa cu cafeluța îmbrăcat așa, ca... Ca Picasso. Da? Ca Picasso. El Picasso? Mhm. El Picasso. Mă îmbrac așa, sport, cu ochelari în bot, cu o șapcă. Păi trebuie să ai șapcă de aia, cum avea Neamișu, știi? Și tricou de ăla cu dungi și bretele. Și Câmpeana îi pun un batic așa, îi leg așa, ca șmecher, așa un batic. De ce mă iau pantalon scurt? Pantalon scurt, așa. Și oprim pe Câmpeana, pe acolo, pe litoral. O oprim pe Câmpeana, da. La Parle Français. Paris Saint-Germain, da. Da. Cea mai tare echipă a de fotbal. Da,
să văd ce mai spune. David, ce faci acolo? Vino aici, David! Vino, David, încoace, bești tu un suc o înghețată, că azi e ziua ta, a copiilor. Vino încoace să apară aici pe vlog, de ziua copilului. Ia uitați-l! Pe mașină! Hai, vino! Vino cu apă! Pe nu mai dai și tu o bere. La nu va să ai. Să-ți faci canal de YouTube, dar în Franța facem canalul. Știți că noi eram cu canalul care am zis că nu, că îi fac canal? Noi am renunțat, pentru că în perioada asta nu facem, îi facem direct din Franța. Primele vloguri, wow, bombă! În Franța. Să stea câmpeana pe turnul Eiffel sus acolo și acolo o să-i fac canalul de YouTube. Turnul Eiffel nu e la Grenoble. Păi știu că nu e. Trebuie să mergeți la Paris. Păi știu, da, mi-e la Paris în Germania. Vino cu a! Hai că mergi cu mine undeva, vino cu a! Cea mai tare echipă de fotbal. PSG. Cea mai tare echipă de fotbal. De fotbal. Fotbalul. La fotbalul. Câmpeană, poate prindem că și așa se joacă acum meciurile astea, acum finalele. Nu-mi place meciurile. Și te duci și la meci, pe bune, mamă, asta e visul meu, să merg în tribune. Nu-mi place meciurile. Păi și vrei să o obligi să stea cu tine la meci? Galeria, nu, galeria din tribune, un stadion de sute de mii. Sute de mii, sute de mii de oameni. Da. Și galeria aia, să vezi, mamă, te simți că ești foai, eu știu ce înseamnă. Și acolo te duc în tribune, ăla e visul meu. Să văd așa meciul live. Poate să ne lume, vindă. Să jucăm. Sper să mai prind timp de să joace acolo. Chiar dacă nu în orașul ăla, mă interesez unde se va juca. Și chiar o să mă duc și o să mă filmez, prieten. Eu sunt fotbalist microbist. Eu le-am mai câștig așa pe când pun 10-20 de lei, mai iau 200-300 de euro. Am câștigat 1000 de euro. La meci. Ia uite, cum se joacă amândoi. Păi, s-a dus-o, las-o mă, ce-i cu ea, mă, nebună. Iubește, nu se ceartă. Nu, se joacă aici. Nu, s-a dus-o, nu! Nu, că nu o strânge. Nu strânge, nu. David, vino încoa să vezi ce face mâța. Ia uite, hai, eu. Nu, nu l-o văd așa. Că după o mușcă serios. Hai, vino cu asta, vezi ce face mâțu. E aici cu noi, vino cu asta, vezi. Vino. Hai, mă rog, împeana, am gurit una. Trebuie să-ți... Am scurierea, că nu mi-ai adus și mie. Trebuie să-ți cumpere, mamă, încă 5 beri. Deja mama mi-a zis, doamne, cum poți să bea alții, fraților? Și dimineața. 10 beri, mai ales dimineața, eu nu înțeleg. Eu, când văd pe neamici, eu nu înțeleg. Eu nu sunt băutor, eram și eu odată în tinerețe, beam, mă mai îmbătam. Mă, știți cum era, în anii 80, să zic așa, în anii 90, când era fiecare, când eram tineri, mi-a făcea discotecile, Caterinca, cluburile, ieșirile, băutura, atmosfera. Acum, nu mai mergi. Păi Neamișu zice că... Dacă beau, am băut una, m-am amețit. Dacă mai beau și pe asta, mă îmbăt. Și dacă mai beau încă una, dă-mi supat. Neamișu zice că dacă el nu bea dimineața, este rău. Nu se simte bine. Trebuie să dea cu alcool ca să-și dea cu revenelă. Bine, mai dai și o bere. Nu dă bere. Care 5, că dacă mai bea una, era bine Florin, dar nu bea. Mi-a zis că nu bea. Uite, vrem să stăm aici până seara, târziu, la ora 10. Sper să nu mai plouă. Sper, dar nu știu. Cred că plouă iar. Nu cred. Oricum, toată luna a fost numai cu ploaie. Sper să nu prindem ploaie la Grenoble. Dă-te jos! Salut, Cristi! Ah, mi-am adus aminte. Cristi, berea asta e din partea ta, o beau eu. Bea și tu una. Și
Și hai noroc, Cristi. La mulți ani pentru Cristiana. Pentru Cristiana Maria, cea mai frumoasă, că dansatoare. Mai puțin dansatoarea noastră, frumusețea, o să... Surpriză, nu spunem. Surpriză. O să surpriză. Surpriză mare, nu spunem, că mai e, mai sunt aproape două luni. E surpriză să vedeți ce va fi aici la noi acasă. Hai noroc, Cristi. Hai, Davidel! Cristi, berea la pahar, vreau să beau una. De la mama e de acolo, de la conductă din Franța. Vreau să beau o bere așa pe o terasă, să văd palmierii aia mare, așa că eu n-am văzut. Păi nu, păi sunt palmieri în Franța. Cum să nu? Cum să nu, pe terase de alea? A, pe terase, da. Stai, mă, ce-i faci? Santuzo! Mă, Santuzo, tu ești nebun? Lasă-mă, zumbace! Hai, că mă superi. A, ești câine rău. No, Santuzo e câine șmecher, uite. Santuzo, vin aici. Our day. Nu mai gândeam să pără pe el. Șmecher câine. Cel mai șmecher obaru. E câine șmecher. E slăbănu, cât părea el de dolofan. Rătund, acum când o să-i crească părul, rătund așa frumos. O să-i lăsăm în piciorușe. O să-i facem o chitră aici. Ia uite. Uite cum se joacă. Ia uite și ea în roada. Ia uite, ia sare la el. David, vino să vezi cum se ceartă. Le-am luat azi mâncare, ai văzut mădere, le-am luat conserve, le-am luat de toate să mănâncă pisul. Pisul nu prea mănâncă, îi trebuie lapte. De ce lapte? Dar i-am luat de junior, i-am luat conserve de alea. Da. Ia uite, cuțul mic. Desculți? Cristi, mai bea o gură din partea ta, Cristi. Abia aștept să bea o bere acolo de la mama ei în casă. Nu mai lua, las-o! Ce pisica? Oh, că nu se vede așa. Ia vino aici să vorbim puțin, vino aici. Stai acolo. Știi că azi e ziua voastră, ce frumos, vezi? Așa, frumos, așa. Tuns, dar a dormit, el a dormit acum, acum s-a trezit. Ia uite. Și e transpirat. Uite ce frumos, tu ești cel mai frumos. Uite. Uite, uite cum îi stau blugi pe curuleț. Ia-ntoarce-te. Ia-ntoarce-te, uite blugi rupți așa pe curuleț. Uite. E sexy, mă. Uite. Păi da, se joacă, vezi? Dar de ce desculți, alo? Așa îi place, a făcut o bubiță la călcăi. Eu am zis pe vreunul meu odată. Da, oameni descurci. Trebuie să stea să ia contact cu... Cu pământul, da, dar el acum are o bătătură la călcăi. Așa și stăteam descurci și îi crește piciorușul, îi dă energia, pământul. Lasă-l ce bine. Hai, stai aici, ca să... Stai acolo. Stai pe băncuță ca să te pun pe thumbnail. Hai!